În anul 1990, în sudul Bucureștiului, a fost înființată Biserica Penticostală-Betezda, un loc al rugăciunii unde oamenii pot găsi sprijin și pot afla despre dragostea lui Dumnezeu. Inițiatorul a fost pastorul Iulian Chelu, alături de câțiva frați. De peste 30 de ani avem rugăciune în fiecare dimineață aici, considerând că numai prin rugăciune putem aduce un aport în lucrarea Evangheliei. Prin harul lui Dumnezeu, datorită și datorită rugăciunilor, S-au înființat mai mult de 10 biserici în jurul Bucureștiului Și credem că rugăciunea este atât de importantă ca și respirația pentru un, un suflet. Rugăciunea este ca oxigenul și un om care nu mai respiră oxigen poate respira, poate trăi foarte puțin, după care moare. Așadar, Rugăciunea este foarte importantă în viața credinciosului. Îmi place să vin din timp la biserică, să prind acel timp minunat de rugăciune, câteodată slujesc înaintea Domnului și mă bucur să văd că sala este dornică să audă îndemnuri și a, ulterior să se roage și să vedeți când se roagă, cu câtă putere se roagă în toți membrii și datorită faptului că și Duhul Sfânt ne vizitează. Prin rugăciune creștinii se apropie de Dumnezeu și pot afla care este voia Lui. În cei peste 30 de ani de existență ai Bisericii Betesda, s-a dezvoltat o lucrare de rugăciune corporativă prin puterea Duhului Sfânt. În felul acesta, spune pastorul Iulian Chelu, au văzut cum Dumnezeu a dus vindecare și a răspuns la multe probleme. Fiecare credincios să roagă acasă în familie, să roagă singur, cum a Mântuitorul, în cămăruță, dar în rugăciunile noastre corporative, noi credem în lucrarea și puterea Duhului Sfânt, care ne conferă darul de prorocie, de vedenie. Și nu puține a fost cazuri când Dumnezeu și-a arătat slava vindecând bolnavi și făcând lucrări extraordinare în mijlocul nostru. Uitați-vă ce se întâmplă afară, oamenii sunt din ce în ce mai delăsători, începe să apară acel fenomen de căldicel pe care Domnul isus îl compate și spune că nu îi place acest lucru. Cumva să nu intrăm în zona aceasta de căldicel, ca să scăpăm de acea zonă de căldicel, ne trebuie rugăciunea. De obicei. Avem uh, timpul de rugăciune în biserică și la sfârșit avem oportunitatea de a spune fiecare cauza cu care se confruntă și biserica împreună să mijlocească pentru cauzele acestea. De asemenea, avem și stăruințe sau nopți prelungite de rugăciune uh, în care Dumnezeu lucrează foarte minunat, depinde de credincios cât de mult își deschide inima și cât de mult îl caută pe Dumnezeu. Rugăciunea este un concept biblic lăsat de Mântuitorul nostru Isus Hristos. Este modalitatea prin care noi ne manifestăm credința, prin care Dumnezeu ne vorbește, prin care noi vorbim cu El și acceptăm și înțelegem voia Lui. Nu e important locul acesta, e important locul tău. E important cât te rogi, e important cât mijlocești, e important cât te ostenești pentru lucrarea Lui Dumnezeu, cât ești de duhovnicesc. Membrii Bisericii sunt uniți prin Cuvântul și dragostea lui Dumnezeu și sunt implicați în diferite departamente. Ei interacționează de 3-4 ori pe săptămână în adunări majore, iar unii se întâlnesc zilnic. Este ca într-o familie, mărturisește unul dintre tinerii Bisericii. Deși suntem o comunitate destul de mică, am văzut uh, dragostea care ne unește și suntem ca o familie și bineînțeles, într-o familie, așa cum știți și dumneavoastră, poate că mai există unele neînțelegeri, dar întotdeauna am trecut împreună prin lucrurile acestea și ne-am unit și lucrurile acestea ne-au făcut, de fapt, să continuăm. Noi nu putem să știm de prima dată ce vrea Dumnezeu cu noi, dar implicându-ne în cât mai multe lucrări, vom descoperi ce dar a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi și cu acel dar să lucrăm spre slava lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea sunt la dispoziția lui Dumnezeu și îndemn pe fiecare să se angajeze în aceste lucrări ale lui Dumnezeu, ca fiecare dintre noi să putem crește și să putem ajunge la o maturitate spirituală, să fim oricând destoinici pentru o faptă bună. Am observat în această lucrare în care suntem implicați că cel mai mult îi motivează pe tineri faptul că noi ne, noi ne vulnerabilizăm în fața lor și le povestim. Cu exemple concrete din viețile noastre, cum a lucrat Dumnezeu, în special prin rugăciune. Iar pe ei, asta îi ajută să se deschidă și să învețe să se raporteze corect și biblic față de problemele lor, care, pe care ei le consideră unice. Însă, dezbătând unii cu alții, află că, de fapt, problema lor este, de fapt, una comună. Cel mai probabil s-au raportat greșit până atunci. Dumnezeu lucrează atât de minunat că noi ne rugăm, chiar dacă. Nu vedem rezultate, Dumnezeu vrea să mergem prin credință și am avut atât de multe experiențe când Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni, rugăciuni personale, rugăciuni în biserică, am văzut puterea lui și chiar dacă înainte nu credeam în Dumnezeu, acum sunt de plin convinsă că El există, că El lucrează în viața noastră și vrea să ducem cuvântul lui mai departe. La mine în familie cumva mereu a fost uh, dorința de a-l căuta pe Dumnezeu, dar uh, cred că este foarte important să-l cunoști personal și să înțelegi ce înseamnă de fapt o relație personală cu Dumnezeu, pentru că nu este suficient doar să mergi la biserică, nu este suficient doar să crezi în Dumnezeu, este necesar să ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Și lucrul ăsta am început să-l am în momentul în care mi-am cumpărat Biblia acum aproximativ 3 ani și am văzut puterea Domnului în rugăciune, în momentul în care am realizat că eu eram în foarte multă suferință și nimeni n a fost acolo pentru mine când am avut nevoie. Și ultima persoană la care m-am gândit să cer ajutor a fost Dumnezeu. În timpul de rugăciune comun, credincioșii din biserica petesc să se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru diferite motive. Pentru autorități, misionari, Israel, pentru evenimente actuale, pentru toți oamenii, așa cum le îndeamnă Biblia. Să ne rugăm pentru autorități, pentru dregătorii, pentru toți oamenii, să ducem o viață pașnică și liniștită și, nu în ultimul rând, ne rugăm pentru misionari. Biserica noastră are misionari în India și a fost și în alte zone ale lumii și credem că lucrarea de misiune este o lucrare foarte importantă. Doamne, s-au anunțat multe cauze de rugăciune. Te rog, Tată din Cer, ascultă și dă rezolvare, pentru că știu că la tine există rezolvare, Doamne. Părinte cum Cer, cercetează inimile noastre și ajută-ne, Doamne, să le acordăm după cuvântul Tău. Ajută-ne să rămânem în voia Ta, Doamne Iisuse. Israelul îl considerăm fratele nostru mai mare. E întâi un născut al lui Dumnezeu și după promisiunea Domnului care a spus, ține-te, va binecuvânta, va fi binecuvântat, nu -i zi sau poate rugăciune a bisericii în care să nu amintim și de Israel. Dumnezeu să binecuvânteze Israelul și Ierusalimul cu pace. Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin.